Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Primarul localității Gugești, Vasile Vatră, președinte al Asociației Comunelor, filiala Vrancea, propune trecerea școlilor în subordinea autorităților locale. Inițiativa are la bază reducerea costurilor cu personalul, care în prezent sunt destul de ridicate. Reprezentanții autorităților județene propun modificarea legii educației, astfel încât unitățile de învățământ să treacă în subordinea primăriilor, iar activitățile de contabilitate, inclusiv secretariat, să fie preluate de funcționari din cadrul administrațiilor locale. Astfel s-ar reduce costurile cu salarizarea, iar banii ar putea fi redirecționați către asigurarea cu paza unităților de învățământ. Nu știu prin ce metode, un an în urmă s-a înființat postul de contabil al școlii, care are un salariu de 1800 de lei, cu toate cheltuielile și la vreo 33.600. Gândiți-vă că se pot încadra chiar 3 paze la fiecare școală cu acești bani. Nu este necesar într-o școală un contabil să țină 4 conturi sau 3 conturi. Toate hărțile vin la primărie, le verificăm noi, dumneavoastră le punem în viza, statele toate pe programe, vă rog să analizați această situație. O propunere mai veche în acest sens a fost făcută și de subprefectul Cristi Misăilă. Acesta a avut o discuție cu fostul ministru Ecaterina Andronescu pe tema modificării legii educației în ceea ce privește personalitatea juridică a unităților de învățământ. În acest sens, în perioada imediat următoare, membrii Colegiului Prefectural Vrancea vor întocmi o propunere legislativă care va fi înaintată Guvernului României. Și ar trebui să facem noi, ca inițiativa Colegiului Prefectural, un proiect de hotărâre prin care să se revină la forma anterioară de organizare, fără personalitate juridică a școlilor, pentru că știți foarte bine că nu numai această problemă a contabilor, ci și problema mijloacelor de transport este iarăși o discuție destul de importantă și care nici la această oră nu este soluționată sub nicio formă. Mijloacele de transport a elevilor sunt fie în patrimoniu primăriilor, fie în patrimoniu școlilor. Șoferii sunt angajați fie a primăriilor, fie a școlilor. Apar diverse probleme în ceea ce privește autorizarea acestor transporturi și așa mai departe. Deci, cred că ar fi bine să inițiem un proiect de hotărâre prin care să-l transmitem domnului prim-ministru și a domnului ministru al educației, astfel încât să revină o modificare la legea învățământului și astfel să nu mai fie această problemă. Fiecare unitate cu personalitate juridică trebuie să aibă conducere proprie, ștampilă și contabil. Contabilitate proprie. Deci, nu putem funcționa în nicio unitate cu personalitate juridică fără contabil. În Vrancea funcționează 528 de unități de învățământ, dintre care 112 au personalitate juridică. Conform legii educației, fiecare școală cu personalitate juridică trebuie să aibă conducere proprie, ștampilă și contabilitate proprie. Tot mai mulți producători comercializează apa de masă pe post de apă minerală sau de izvor. Comisarii de la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor Vrancea au aplicat în acest sens mai multe sancțiuni și au oprit de la comercializare loturile cu apă găsite în neregulă. Deși producătorii sunt obligați prin lege să specifice clar pe ambalaj sursa de proveniență apei, mulți încalcă această reglementare și scot spre vânzare apă de masă prezentată ca apă minerală naturală. Zeci de operatori economici din județ au fost verificați în această perioadă și în toate stocurile de apă verificate au fost depistate nereguli. Probele de apă au fost duse la laborator pentru analize, iar acolo s-a constatat că în compoziție erau substanțe specifice apei de masă. Toată apa depistată în neregulă a fost oprită de la comercializare, iar producătorul are obligația ca în termenul legal să modifice specificațiile de pe eticheta recipientelor cu apă. În această perioadă am controlat 28 de operatori economici și volumul de apă minerale controlat ca cifră, ca statistică, e undeva la 12.786 de litri. De asemenea, 20 dintre cei 28 au fost constatate abaterea prevederilor privind protecția consumatorilor. Și aici foarte mulți știu că spuneau cu anii urmă că la UPC controlăm numai eticheta. Într-adevăr, ne referim la informare, etichetare, dar sunt și alte aspecte legate de această etichetă, unde întâlnim sintagma, de exemplu, în cazul apelor. 6 litri la preț, la 5 litri, la preț de 5 litri. Fără a putea avea o probă în acest lucru, deci nu se fabrică un produs identic și 5 litri, ca în acel timp, în acea perioadă, consumatorul să aibă un mod de a, compara cele două prețuri. În denumirea de produs nu se menționează clar categoria de apă îmbuteliată, dacă este de masă, de izvor sau dacă este apă minerală.
Aici noi vedem dezinformarea consumatorului cu privire la natura produsului respectiv. Nereguli nu au fost identificate doar la apă. Multe sucuri aflate la comercializare conțin doar arome de fructe și coloranți. Asta în condițiile în care pe etichetă sunt prezentate imagini cu fructe, iar la ingrediente este specificată o concentrație mare de suc de fructe. Zeci de bicicliști din Focșani au participat aseară la un tur al orașului organizat în cadrul campaniei ABC Down. Toți copiii cu sindromul Down care au participat la eveniment au fost răsplătiți cu diplome și medalii. Evenimentul a constat într-un tur al orașului parcurs de o caravană formată din iubitori ai sportului pe bicicletă, dar și susținători ai copiilor cu sindromul Down. Prin această acțiune s-a dorit crearea unui finish line pentru proiectul Europe Up Ride, un eveniment pe bicicletă inițiat de studentul român Răzvan Isac. Acesta a parcurs pe bicicletă distanța dintre Amsterdam și București, traversând 10 țări. El a traversat Europa pentru a genera sprijin și fonduri pentru asociația ABC Down, care și-a propus să dezvolte activități destinate îngrijirii și integrării copiilor afectați de sindromul Down. Un proiect de 4.000 de kilometri mers pe bicicletă, un drum foarte dificil, 25 de zile de mers, peste 10 țări vizitate, pentru a strânge fonduri și sprijin asociația ABC Down din Focșani. Asociație care își propune să dezvolte servicii de îngrijire și de susținere și integrare pentru copilașii și tinerii cu sindrom Down. Ce înseamnă pentru părinții care au un copil cu sindrom Down? Este societatea, poate să le ofere ceva, fie că e vorba de educație sau sistem sanitar, cum se integrează și câte dificultăți întâmpină un părinte cu un copil sindromat? Tocmai din acest motiv s-a creat acest eveniment și am vrut să aduc în Focșani, Focșani Up Ride, continuarea proiectului Europa Up Ride, pentru că am vrut să aduc puțin în normalitate lucrurile, în sensul că noi părinții copilașilor cu sindrom Down visăm sau îndrăznim să visăm uneori un vis al normalității, acolo unde sunt copii obișnuiți lângă copii speciali, copii care se simt toți egali, care simt că cel de lângă el, care merge mai încet, trebuie ajutat și nu împins, care simt că dacă cel de lângă el a uitat un cuvânt, trebuie ajutat să și-l amintească. Și participanții din Focșani speră că prin inițiativa lor vor reuși să atragă atenția în rândul populației asupra problemelor copiilor diagnosticați cu sindromul Down. Acest tur al orașului pe bicicletă s-a făcut în jumătate de oră, cu plecare din zona sud a orașului până în Piața Unirii. Foarte frumoasă, mai ales având în vedere că vom trage un, să zicem noi, semnal de alarmă pentru ceilalți conaționali ai noștri privind problemele copiilor. Dacă stăteam acasă, nu făceam nimic altceva decât să mă uit la televizor sau ascultam niște prostii la televizor. Așa am preferat să ies, să fac puțină mișcare și să observ, în afară de copilul meu, pe ceilalți copii care au probleme și care și la rândul lor necesită atenție, la fel ca și copilul meu. Trebuie să-i considerăm și pe niște copii normali. O idee super deosebită, având în vedere că Decebal a organizat doar în 2 zile, a ieșit extraordinar de frumos. Așa evenimente mi-ar plăcea să fie tot timpul. Chiar copiii aceștia au nevoie de susținere și mai ales că acum biciclistul a făcut atâția kilometri pentru noi, e mare lucru. Și un drum frumos, mi-a plăcut. Mie mi s-a părut personal o experiență foarte interesantă, mai ales că din câte cunosc e prima de acest gen în Focșani. Și e foarte bine să facem ceva pentru acești copii. Practic ei nu sunt vinovați și noi ar trebui să înțelegem mult mai mult acest sindrom, care din păcate a luat o destul de mare amploare. Caravana pe biciclete Up Ride s-a desfășurat la Focșani în cadrul proiectului european de susținere a copiilor cu sindromul Down, ABC Down. Angajatorii sunt încurajați financiar să încadreze absolvenți. Cei care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenții unor instituții de învățământ sunt scutiți pe o perioadă de 12 luni de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă absolvenților încadrați. Prin absolvent se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii într-una din instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. Absolvenții pot fi încadrați astfel o singură dată pentru fiecare formă de învățământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenții unor instituții de învățământ sunt scutiți pe o perioadă de 12 luni
de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă absolvenților încadrați și primesc lunar pe această perioadă pentru fiecare absolvent o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare, adică 500 de lei. Pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare, adică 600 de lei. Pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ post-liceal și o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință, adică 750 de lei, pentru absolvenții de învățământ superior. De o serie de avantaje beneficiază și absolvenții care se încadrează în muncă. Absolvenții care în perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj se încadrează potrivit legii într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 de kilometri de localitatea în care și-au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare, adică 1000 de lei. De asemenea, absolvenții care, în perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj, se încadrează potrivit legii într-o altă localitate și ca urmare a acestui fapt își schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare, tot din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în valoare de 3500 de lei, adică de 7 ori valoarea indicatorului social de referință. Perioada minimă de menținere a contractului de muncă se reduce de la 3 ani la 18 luni. Nu beneficiază de această subvenție angajatorul care în ultimii 2 ani a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate sau care încadrează aceste persoane pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părților la inițiativa angajatorului pentru motive care nu țin de persoana angajatului, ori după caz, prin eliberare din funcție în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi parțial noros, vântul va sufla moderat, temperaturile minime se vor încadra între 19 și 21 de grade, iar cele maxime între 26 și 28 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!